Vom discuta în continuare despre contabilul șef. Spre deosebire de contabilul primar, contabilul șef are roluri mult mai mari în businessul companiei. El este responsabil cu definirea conturilor contabile, este responsabil cu balanța și de cele mai multe ori își asumă și rolul de controller. Vom vedea în continuare cum putem vizualiza în Business Central o balanță, cum putem defini un cont contabil, cum efectuăm o cheltuială și, în cele din urmă, cum putem face analiza unei fișe de cont. Verificarea balanței în Business Central se poate face din foarte multe puncte de acces. Unul dintre acestea este chiar fereastra principală în care deschidem meniul, iar în josul paginii avem la dispoziție o serie de rapoarte. Rapoarte generate în Power BI sau indici financiari. Dacă dorim să analizăm sumele care stau în spate acestor rapoarte, este suficient să dăm click pe aceste valori și se va deschide componența acestor sume. Planul de conturi este unul dintre cele mai accesate meniuri pentru un contabil în viața de zi cu zi. Chart of Accounts, așa cum este denumit în Business Central, este accesat din meniul principal. În lista contabilă, care conține solduri și rulajele conturilor, putem exporta direct valorile în Excel folosind comenzi simple de Office. Așadar, selectăm toate liniile folosind Ctrl-A și cu clasicul Ctrl-C, Ctrl-V putem copia o balanță în Excel. O altă metodă de a vizualiza o balanță contabilă în Business Central este folosind rapoartele implicite. Acestea ne sunt puse la dispoziție din fereastra principală, unde putem alege între mai multe variante de balanță. Vom selecta balanță detaliată și imediat ne va fi afișată o balanță cu toate conturile contabile, cu rulaje și cu solduri finale. Un alt mod de vizualizare al balanțelor este folosind rapoartele în Excel. Dacă selectăm rapoarte în Excel, avem la dispoziție o serie de rapoarte implicite care sunt exportabile direct în Excel. Principalul avantaj al acestor rapoarte este faptul că ele sunt în permanență conectate la baza de date. Astfel, nu este necesar să deschidem de fiecare dată când vrem să vedem anumite solduri Business Central. Putem să accesăm raportul Excel și să dăm o împrospătare a sumelor, accesând funcția Refresh. O activitate recurentă în viața unui contabil șef este definirea conturilor contabile. Pentru a adăuga un nou cont contabil în planul de conturi, mai întâi vom accesa lista conturilor disponibile. Verificăm dacă există un cont pentru cheltuielile cu călătoria. Pentru a face o căutare, putem accesa funcția Search sau simplu apăsând tasta F3. Căutăm cuvântul Travel și observăm că nu este returnat niciun rezultat. Putem merge mai departe din același meniu. Alegem funcția Nou și completăm o nouă fișă de cont. Începem prin a completa numărul de cont, 615, introducem numele, cheltuieli cu călătoria, încadrăm contul într-una din categoriile predefinite, cheltuieli, și desigur o subcategorie, cheltuieli cu călătoriile. După ce am completat toate câmpurile, contul poate fi folosit în activitățile de zi cu zi. Cum putem introduce o tranzacție în jurnale? De cele mai multe ori, activitatea de introducere a tranzacțiilor se face recurent, de mai multe ori pe zi. În Business Central, jurnale se găsesc în meniul Jurnale, General Journals. Aici vom selecta unul din loturile disponibile și vom putea începe introducerea tranzacțiilor. Sigur, prin completarea numărului de cont, a sumei aferente pentru aceste cheltuieli și a dimensiunilor care detaliază din punct de vedere al raportării tranzacția pe care am înregistrat-o. Pentru exemplu curent, vom alege departamente și vânzări. Dacă tranzacția este corectă, vom alege înregistrare. Pentru a vizualiza rapid tranzacția pe care am înregistrat-o, putem să apelăm o fișă de cont direct din meniul în care ne aflăm. Alegem funcția rapoarte, balanță după perioadă și vedem efectul tranzacției pe care am înregistrat-o înainte. După cum știm, în contabilitate, foarte multe dintre tranzacții sunt detaliate pe diverse centre de cost, departamente sau alte criterii de analiză. De aceea, unele linii de cheltuială pot fi compuse din 5, 10, 15 detalieri.
în Business Central putem efectua aceste tranzacții mult mai ușor direct din Excel. Haideți să vedem împreună cum am putea să înregistrăm o astfel de notă contabilă. În meniul de jurnale generale vom selecta unul din loturile disponibile și vom alege editare în Excel. Implicit ne se va deschide fereastra Excel care va conține antetul de tabel pe care îl avem în Business Central. Vom începe prin a completa data înregistrării, contul, detaliile și suma, desigur. Putem folosi funcționalitățile Excel pentru a multiplica această linie de oricâte ori avem nevoie și să facem astfel dintr-o tranzacție câte dorim. După ce am generat toate liniile care compun suma noastră, putem să-i dăm simplu actualizare în Business Central. Publish. Sistemul ne informează că vor fi create linii noi și vom merge înapoi în jurnalul din care am generat Excel-ul. Observăm că liniile au fost create automat în Business Central, fără a fi necesar să introduc fiecare câmp în parte. Ele s-au copiat automat din fișierul Excel pe care l-aveam mai devreme. După ce am introdus liniile de cheltuială, sigur trebuie să facem analiza fișei de cont. Cum putem face acest lucru în Business Central? Primul pas poate fi direct din fereastra principală, unde, dacă mergem în josul paginii, avem la dispoziție o serie de conturi pe care le folosim des și pe care le putem analiza direct de aici. Vom selecta contul 201 și avem la dispoziție fișa acesteia. Dacă vrem să vedem tranzacțiile care au fost înregistrate, putem să alegem intrări registru, ledger entries, și ne sunt deschise toate sumele care compun soldul acestui cont. De asemenea, din aceeași fișă a contului putem alege și un raport, GL Account Balance. Acesta ne pune la dispoziție, pe perioade, desigur, toate sumele care au fost înregistrate. Observăm astfel cum a variat soldul acestui cont de-a lungul unei perioade de timp. Am văzut împreună cum putem accesa mult mai rapid meniul financiar al companiei, cum putem defini un cont contabil în doar câțiva pași și cum putem să ne folosim de funcționalitățile Office pentru a genera linii în sistem mult mai rapid. Business Central reduce numărul pașilor necesari în operare, îmbunătățește controlul datelor și limitează erorile care pot să fie generate de către utilizatori.